Bună seara, doamnelor și domnilor! Orice reîntâlnire cu doctorul Tudor Vasile este un prilej de meditație și un prilej de așezare a lucrurilor acolo unde trebuie ele să se așeze. În această seară vom afla multe de la domnul doctor, care s-a întors de curând din India, de unde a venit cu ceva trofee și diplome, cu siguranță și cu o învățătură pe care o să o facă publică aici în rândul prietenilor. Vom vorbi în decursul acestei emisiuni și despre dezvăluirile care abia așteaptă să iasă din cutia Pandorei și să ne mai lumineze puțin calea, căci se pare că suntem cam în rătăcire așa de ceva timp și în România și pe glob. Poate că natura nu mai e atât de răbdătoare și nici măcar timpul nu mai e atât de generos cu noi. Toate acestea cu ajutorul și cu sprijinul domnului Tudor Vasile, căruia îi mulțumesc foarte mult că și-a rupt din timp și a venit și pe la noi. În primul rând, bună seara. Eu vă mulțumesc pentru această nouă invitație. Ce pot spune că fac? Mulțumesc domnului, bine, după acea călătorie, după sărbătorirea noului an chinezesc, după întâlnirea cu prietenii, colegii, timpul, într-adevăr, putem spune că este darnic sau mai puțin darnic, ținând seama de viteza cu care se scurge. Acea piramidă sau vârf de piramidă ce se ascute din ce în ce mai mult și parcă cele 24 de ore încep din ce în ce mai mult să însemne mai puțin. În loc de 24 de ore, 18, 16, 14 ore, chiar și mai puțin. Am citit într-o carte pe care a citit-o și dumneavoastră, am fost la prezentarea ei, tot la Editura Pro și Tipografie, Euratacu, o carte a Doinei Șandru, din punctul meu de vedere și cred că și al dumneavoastră, o carte interesantă. Cel puțin o carte interesantă. Și acolo ne putem familiariza cu timpul ca ființă și nu cu timpul ca o abstracțiune sau ca ceva, ci mai degrabă ca cineva. Și dacă am privit viața noastră ca un contract individual pe care fiecare dintre noi îl semnăm cu timpul, ne-am mai lămuri cu privire la multe dintre lucrurile care ni se întâmplă sau pe care chiar noi le generăm în această perioadă care poate fi lungă sau scurtă de timp. De multe ori lucrurile sunt așa cum le vedem noi și fiecare dintre noi are o viziune aparte. În ceea ce privește cartea, are o viziune cu totul și cu totul deosebită și în cadrul acestei cărți, între cele două coperți, sunt relevate foarte multe adevăruri văzute dintr-un anumit punct de vedere, care poate, dacă cineva ar spune astăzi despre Hermes Trismegistus, ar spune cine a fost, cum, ce este cu tabula smaragdină, ce este cu tabula de smarald, de unde legea aceea cu tot ceea ce este sus, este și jos, tot ceea ce va fi, a mai fost. Poate dacă ne-am întoarce în timp și dacă am privi și am accepta adevărul văzut și dintr-un alt punct de vedere, poate că acele sectoare ce împlinesc întru totul adevărul absolut, să-i spunem, care niciodată nu este absolut, că întotdeauna mai avem ceva de spus la el. Omenirea cred că a avut tot timpul învățător care să ne scoată prin sfânta lor învățătură din lanțul fatalității. Îl avem pe Hermes, îl avem pe Buddha, îl avem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, îl avem pe Lao Tzu în China, îl avem pe Mahomet pentru spațiul islamic. Toți spun povestea descătușării din lanțul fatalității și așezării noastre în lumea din care cu siguranță am plecat cândva și va trebui să ne reîntoarcem. Numai că aș începe cu Mântuitorul nostru pentru că sunt creștini, suntem creștini. Sigur, eu am luat-o într-o oarecare succesiune istorică și faptică. Am văzut un american la Paris, un film extraordinar, dar mă interesează la fel de mult, dacă nu chiar mai mult, ce a făcut un român în India. În India nu este prima oară când ajung. Ce pot spune că am făcut? Acolo, practic, pot spune mai mult că am primit. Mi s-a dăruit. Dacă îmi permiteți, am să și arăt câteva fotografii. Sunteți destul de premiat aici, de titrat în fotografiile pe care le văd.
Ați apucat să-mi spuneți înainte de pauză, consulul Rusiei vă înmânează ceva, ce vă înmână? Era trimisul de la consulatul Rusiei în Calcuta, într-adevăr, un alt demnitar. Este premiul internațional de excelență. A fost înmânat de domnia sa. Pentru întreaga activitate în zona terapiilor complementare și alternative, probabil, în nu? Medicină, în speță medicină alternativă și complementară, din 2001 și până acum. Deci activitatea. Premiul este considerat distinția cea mai înaltă în ceea ce privește practica de medicină alternativă și complementară, conferit de Indian Board. Indian Board și de Asociația Internațională de Medicină Alternativă, care de fapt este și forul internațional care reunește practica medicinii alternative și complementare. Au fost invitați din toată lumea, nu? Au fost invitați de pe toate continentele, au fost foarte mulți din Asia, au fost din Statele Unite, au fost din Africa, din Nigeria, în speță au fost vreo două sau trei institute. Pentru că vă știu, din Thailanda, Indonezia, un modest și un rezervat în tot ceea ce vă privește, am să o spun eu, pentru că știu că nu o veți spune dumneavoastră și e păcat să pierdem această idee, pentru că de fapt nici nu vă mai aparțineți doar dumneavoastră, ci aparțineți și comunității pe care o reprezentați atât de frumos în străinătate. India va premia și v-a recunoscut meritele pe care le-ați promovat și le-ați implementat și în zona noastră atât de balcanică și atât de zbuciumată, aducând lumină. Așa se întâmplă, nimeni nu e prea profet în țara lui, poate că înainte ca India să vă recunoască meritele, ar fi fost așa o chestiune de chiar și de complezență politicoasă ca autoritățile și autoritățile române să aprecieze faptul că lucrați pentru mai binele semenilor dumneavoastră. Dar așa se întâmplă, nu e niciun fel de problemă. Eu mă simt suficient de apreciat în România, iar faptul că în India am fost premiat și am acea titulatură, sau pentru că sunt senior visiting professor și predau în medicină alternativă, o fac cu tot dragul și înseamnă foarte mult pentru mine. Acolo, această latură de medicină fiind foarte, foarte bine implementată. La noi și în Europa, în general, ea se îmbină. Medicina alternativă, medicina complementară, se îmbină cu medicina alopată. Dar aproape întotdeauna s-a crezut că există o concurență. De fapt, este un proces de complementaritate. Și una, probabil că o motivează pe cealaltă și se completează reciproc. Mi se pare, pentru orice societate, se pare important ca atunci când e vorba de starea de sănătate a populației să se caute mijloacele cele mai sigure și, bineînțeles, cele mai ușor de suportat în ceea ce privește planul, să nu spunem, financiar. Ei, medicina alternativă, medicina complementară aduce resurse naturale, în general. O viață naturală, o viață bazată pe elemente ce se găsesc în natură și care de cele mai multe ori sunt de la îndemâna noastră. Particularitatea acestei emisiuni, când vă are ca invitat, a fost așa ca o tradiție până acum, tocmai faptul că dăm și o dimensiune practică și după fiecare emisiune prietenii noștri de acasă pot să mai descopere ceva, pot să-și mai reamintească din bagajul imens de cunoștințe pe care Dumnezeu l-a însămânțat în fiecare dintre noi. În ceea ce privește medicina alternativă, nu e nimic nou. Știm bine despre ceaiuri, poporul acesta are o cultură în ceea ce privește medicina naturală, să-i spunem așa. Am mai discutat despre asta. Țăranul român, omul de la țară, omul care a practicat medicina alternativă fără să spună că se numește medicina alternativă sau complementară, a știut dintotdeauna din străbuni, de la părinți, de la bunici, cum să facă o infuzie de mușețel, cum să facă un decoc de tătăneasă, la ce folosește unul, la ce folosește celălalt, ce să facă în momentul în care a răcit, deși nu cunoștea termenul de imunitate, știa, de exemplu, despre cătină, că ar trebui să ia toamna și primăvara. Sunt elemente pe care poporul, omul de rând, le cunoaște.
O să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, doar așa ca să ne obișnuim că mai avem publicitate. Criza, din acest punct de vedere, cel mai acut se resimte în zona asta a mass-mediei. Cele 7 minute s-au transformat în doar 2, ceea ce pentru bunul mers al discuției e bine, dar pentru buzunarele noastre din ce în ce mai rău. Dar eu sunt un anarhist al materiei și atunci mă bucură când mai sărăcim un pic în planul material, că poate ne mai îmbogățim în celălalt. Revenim imediat. Ne aflăm sub genericul timpul marilor dezvăluiri. Ce ne dezvăluie India? Ce continuă să ne dezvăluie nouă occidentalilor fascinanta Indie? Bine spus, fascinanta Indie. Poate în primul rând frumusețea omului. Mai devreme spuneați de acea legătură financiară cu partea spirituală. Nu știu dacă este reală sau nu. În India, deși sunt foarte mulți oameni săraci, este țara unde am văzut cei mai mulți oameni zâmbind. Cei mai mulți oameni zâmbind, chiar dacă nevoia lor este mult mai mare decât a noastră, chiar dacă, din punct de vedere, să-i spunem financiar, un european nici n-ar putea concepe situația în care se află un indian din pătura de jos. Acest zâmbet l-am văzut pe fețele tuturor, acel surâs și acea asemănătate, nu neapărat pe cei săraci sau foarte săraci sau pe cei bogați, pe fața celor bogați, deci nu, la toți. Deci, în primul rând, latura spirituală. Nu spun, Doamne ferește, că această latură spirituală ar fi doar în India și la noi sau în altă lume nu ar fi. Numai că a rămas ceva. Da, ei nu și-au negat tradiția. Probabil că se hrănesc din tradiția lor minunată. Mai este ceva. Și noi ne hrănim din tradiția noastră, numai că... Dar parcă din ce în ce mai puțin. Să-mi fie cu iertare, n-am găsit nicăieri în lume, oriunde am fost, în nicio țară, oameni care să blameze țara așa cum și-o blamează aici. Știu gluma aceea cu trăiesc în România și asta ocupă tot timpul. Am mai repetat-o, este a doua oară când repet fraza. Este amuzantă și are mult adevăr în ea. Dar nu are rezolvare. Este doar o constatare. Și atât. Toți oamenii, sau aproape toți, în România, îi văd nefericiți și nemulțumiți că trăiesc în România. Nicăieri în lume n-am auzit acest lucru. Oamenii cât de săraci ar fi în India, iubesc India. În Statele Unite poți fi normal, trăiesc mult mai bine. Americanul de rând își iubește țara, este un patriot. În oriunde în lumea asta merge, în Anglia, își iubește țara. În Franța, de asemenea, numai în România aud tot timpul discutându-se de acea negație a țării. Peste tot în lumea asta poate exista corupție sau altceva. Mama. Orice jignire adusă patriei este un scuipat în ochii mamei. Exact. Este ca și cum și-ar tăia ceva de la acele rădăcini energetice și ca și cum nu s-ar mai adăpa la acel izvor de energie maternă, să-i spunem. Pentru că aceste locuri ne dau, fiecare dintre noi celor care ne-au născut aici, ne dau acea putere, acea energie de a fi sănătoși, de a trăi. E la fel ca și cu religia. Dacă vei veni în România și vei face semnul Aum, foarte puțin se va întâmpla ceva. Poate să rezoneze cu ceva. Semnul crucii, în schimb, crucea de lumină, o regăsim peste tot, energetic implementată în România. Este o țară creștină. Puterea, simbolul crucii, este cu totul și cu totul mai mare decât orice alt simbol. Indiferent că am discutat despre Reiki, despre Qigong sau despre Hatha Yoga sau despre orice alt sistem bazat pe simboluri. Oriunde ne-am duce, descoperim același secret al fericirii, care înseamnă iubire. Iubirea. Și în primul rând iubirea de țară, și recunoașterea, că e cadru mai mare. După aia iubirea de familie, care e un cadru mai mic. Iubirea fraților, care sunt toți oamenii până la urmă. Asta era un dicton comunist, aceea că patria e familia cea mare, familia e patria cea mică. Nu toate dictoanele comuniste erau stupide. Uite, apropo de unde provine. Lenin spunea un lucru care astăzi se aplică foarte mult. Sunt total anticomunist, nu cumva să mă suspecteze cineva că aș avea simpatii de o anume culoare. Culoarea mea e din ce în ce mai violet. N-am nimic de a face cu roșu. Asta a fost în tinerețea aia zbuciumată. Mă duc spre violet. Dar Lenin spune un lucru care se aplică astăzi foarte bine. El spune așa: bogații sunt niște săraci care își numără bani. Ce poate fi mai adevărat?
astăzi, când înțelegem până la urmă că bogăția e o chestiune care ține până la urmă de lăuntru și nu de din afară. Poate asta am văzut mai mult în India. Poate faptul că există și o altă viziune. Oricât de sărac ar fi un om, încă mai are puterea de a zâmbi. Ceea ce în Europa văd din ce în ce mai puțin. Și acolo este reformă. Acolo oamenii sunt cu mult mai săraci. În India cred că se împart clasele sociale în două mari clase. În săraci și în bogați. Dar la rândul lor aceste două clase sociale se împart în câte două categorii. Cei bogați în bogați și foarte bogați, iar cei săraci în săraci și foarte săraci. De neînchipuit de săraci. Și cu toate astea au puterea de a zâmbi. Abia așteptam să vă întoarceți din India pentru că aș vrea să mă lămuriți cu un lucru. Apropo de teoria castelor brahmanice și a ciclurilor karmice. Indienii spun că se încheie un timp când, pe rând, dispar clasele conducătoare. Și dacă prima clasă au fost sacerdoții, preoții, care au fost în timp, dacă am luat antichitatea ca momentul zero a unui ciclu, în care preoții, și la noi aici, deceneu, era peste decebal în decizii. Preotul, omul sacru, omul dedicat... Numai că între timp parcă s-a schimbat religia. Între timp s-a schimbat religia, dar hai să o luăm apropo de India. Deci prima castă a unui ciclu sunt preoții, da? Brahmanii, cum spun. Brahmanii. Însă ei nu sunt eterni la putere. Destinele planetei nu le conduc ei etern. La un moment dat apare casta războinicilor, care detronează casta preoților. Și aici putem avea exemplu foarte bun al Evului Mediu, în care nobilii, războinicii, cavalerii preiau cumva din sarcina conducerii destinelor lumii, lăsându-i pe preoți într-o zonă secundă. Urmează, nu, a treia castă, indienii spun, a negustorilor. Și avem Revoluția Burgheză, în care Evul Mediu este înlocuit prin Renaștere de, hai să zicem, noua burghezie. Capitalul se pune în mișcare, banii încep să aducă progresul, apare epoca industrială și așa mai departe. Indienii spun că ultima etapă a unui ciclu, după care se încheie ciclu și vine altul, este clasa servitorilor, cum spun ei, sau a muncitorilor. Am avut dictatura proletară. Astăzi, lumea occidentală se duce înspre socialism. Am citit astăzi în presa americană acuze a unor analiști republicani care spuneau Obama va aduce comunismul în America. Chinezii astăzi au spus foarte interesant socialismul american cu particularitățile lor, dar e socialism. Devine din ce în ce mai mult comunism. Vă întreb, că ați fost în India și cunoașteți foarte bine. Ce urmează? Apropo de dezvăluire, că nu există a cincea castă. Nu știu cât de bine știu eu în ceea ce privește castele și acest istoric. Oricum, cred că Adam Smith v-ar invidia pentru această teorie. Este o opinie. Și bănuiesc că cineva a făcut această pledoarie destul de bine. René Guénon a făcut-o foarte bine. Gelu Voican Voiculescu aici, care e un exeget al lui René Guénon, în cartea pe care a scris-o despre Guénon, vorbește despre această... Să încadă Smith ar avea ceva nou de învățat. Ce pot spune? Probabil că un guvern mondial sau probabil o unire a acestor forțe și o stare de echilibru. În niciun caz nu cred că neapărat o forță din altă parte ar fi cea care ar conduce. Nu. Da, apropo de energie și de raportarea cu față de principiile înalte. Preotul e mai aproape de cer. Muncitorul, prin însăși aplecarea lui spre muncă, e mai cu privirea spre pământ, e mai teluric. La aici ne referim, nu la altceva. Nu. Apropierea de cer nu cred că se face prin minte și nici prin practică, ci prin ceea ce sufletul vibrează. Prin ceea ce inima dăruiește, prin iubire, prin pace, prin armonie. Deci, indiferent că ar fi un om care, știu eu, ar lucra în salubritate, ar fi gunoier, o femeie de serviciu sau un director, oricare dintre ei sunt lăsați aici cu un anumit scop.
Oricare dintre noi, mai mult sau mai puțin, aducem o schimbare acestei lumi, în bine sau în mai puțin bine. Fiecare dintre noi creăm o anumită nuanță din viitorul colectiv, se numește sinergie, sinergia lucrurilor, în funcție de ceea ce credem și în funcție de ceea ce înfăptuim. Îmi place foarte mult ceea ce spuneți, pentru că mai există o teorie, s-ar putea să vă amuze, este vorba despre teoria rectului. Toți, exagerez eu acum așa ca să dăm farmec emisiunii, dar majoritatea dintre noi și-ar dori să fie creier. Toate celulele noastre, practic, strigă noi să fim creier, să fim creier. Dar ce-ar face creierul, vă întreb, domnule doctor, fără rect? Ce-ar face cel mai mare savant din lume dacă ar fi constipat? Ar muri repede și trist și chinuit. Cu toții ne găsim loc în planul lui Dumnezeu. Poate că omul din salubritate pe care mulți occidentali l-ar condamna, l-ar damna, l-ar privi cu dispreț. Nu, că vedeți și dumneavoastră, acum mai puțin, dar toți acum câțiva ani. Toți suntem oameni și toți avem anumite misiuni, anumite meniri aici pe pământ. Iar în ceea ce privește teoria noastră, a spune că din punct de vedere psihologic, ca psiholog, aș putea aminti de acele trei faze. Una este cea orală, a doua este cea anală, iar cea de-a treia cea falică. M-aș opri la cea anală. Deci creierul poate avea și o astfel de funcție. Sigur că da, dar și organul în sine e vital. Fără gunoier ne-ar năpădi gunoaiele, fără femeia de serviciu ne-ar năpădi gândacii. Eu asta vreau, ca așa, ca mesaj pentru aroganți, ca mesaj pentru împietriți. Nu mai judecați oamenii după aparențe sau după faptul că poate câștigă mai puțin. Poate că n-au școala dumneavoastră sau poate că n-au pregătirea dumneavoastră, dar fără ei, dumneavoastră vă va fi mult mai rău. Eu m-am referit în primul rând la menirea oamenilor. Pentru că, indiferent ce va fi omul acela, ce profesie are, oricât de sărac ar fi, oricât de puțină școală ar avea, el, mai devreme sau mai târziu, va interfera cu alți oameni, va forma, va avea copii, va avea familie, va crește copii și noua generație, într-un fel sau altul, va avea și implicația sa și rodul muncii sale. Pentru că... Ca om, în primul rând. Ați afirmat că sunteți creștini și eu sunt creștin ortodox. Hai să aducem în discuție ceea ce spunea un părinte foarte frumos. Spunea, nu neglijați săracii. Împrumutați-i pe săracii lui Dumnezeu cu puțin din ceea ce Dumnezeu v-a dat vouă, pentru că toți săracii care vă ies în cale sunt trimiși lui Dumnezeu pentru a vă încerca și pentru a vedea starea sufletului dumneavoastră, e fluid sau s-a înghețat, s-a împietrit. Și atunci, cred că în India, săracii erau fericiți pentru că ei știau că sunt, spun eu urât acum, gașca lui Dumnezeu. Hristos vine și ne învață asta, certându-l diferiți farisei și saduchei, dar de ce umbli cu vame și dar de ce umbli cu prostituate, dar de ce umbli cu săracii, în sensul foarte amplu al cuvântului. Poate că acolo unde noi credem că e ruina și răul confortului nostru, poate că acolo e mai multă lumină decât în curații, zmeriții, intelectualii, academicienii și toți ăștia cu nasul pe sus care nu fac nimic, nici măcar pentru țara lor, dar se simt buricul pământului așa. Eu nu știu unde anume țintiți acum, probabil că mă depășește. Nu, nu spun niște cuvinte, dar cine înțelege, le înțelege. Cred că înțelepciunea sau cred în ceea ce privește omul ca ființă raportată la tot ceea ce este acest univers nu ține nici de intelectul său, repet, nici de munca pe care o prestează, ci de suflet. În altul de idei, un om dacă este bogat nu înseamnă că este și rău. Nu, un om cu cât este mai pregătit, mai înțelept sau mai educat, înseamnă de asemenea un grad de evoluție. Nu înseamnă că tinde către mai rău, ci către mai bine. Dar dacă e bogat doar pentru el și deloc pentru cel de lângă? Înțelepciunea este o bogăție care se împarte. Iar un om care are educație, indiferent ce ar însemna această educație, înseamnă că la rândul său dăruiește. Sufletul schingiuit sau plin de răni, îl poate avea orice om, indiferent dacă este bogat sau sărac, dacă este un intelectual sau un muncitor. Și un muncitor poate fi intelectual, să-mi fie cu iertare. Un om care nu a făcut carte, să zicem. Deși sunt mulți oameni, în multe locuri,
care nu au avut acces la carte. Dar cu toate astea sunt plini de înțelepciune. Eu sper din tot sufletul că ceea ce va urma, începând de ceva vreme încoace, se va finaliza cu o schimbare fundamentală a principiilor și valorilor. Noi am crezut multă vreme în niște valori care s-au dovedit ulterior a fi false. Valoarea banului, banul care face selecția, valoarea sângelui albastru, nu? Multă vreme s-a crezut că dacă nu faci parte dintr-o familie nobiliară, dintr-o familie de lume, nu poți accede în funcțiile publice. Și iată că a venit democrația, așa cu imperfecțiunile ei sau după Revoluția franceză, și s-a demonstrat că nu doar sângele albastru poate conduce, ci oricine este capabil să conducă. Dar asta e o meritocrație. Acum s-au schimbat valorile. Cu cât ești mai incapabil, cu atât ești împins în față. Iar oamenii valoroși sunt premiați în India în loc să fie premiați în România. Așa, ca să, nu ca să vă necăjeți pe dumneavoastră, dar ca să le mai deschid ochii unora, că avem cu toții în România oameni de care faceți parte și dumneavoastră, eu știu lucrul ăsta, cu care am putea să ne mândrim, pe care am putea să-i urmăm ca niște modele, din care am putea să mușcăm din când în când, săturându-ne niște nevoi spirituale. Și n-avem loc, n-aveți loc. Nu e loc în România, e loc pentru show-uri cu transexuali, e loc pentru crime, e loc pentru frecat mental la câini cu un depozit spart acum nu se știe când și cu niște filtre ale poliției care ne controlează pe toți astăzi, deși noi nu știm când s-a spart depozitul. Adică e loc pentru nimic, este foarte mult loc pentru nimic, iar pentru lucrurile esențiale nu e spațiu. Se schimbă astea odată cu venirea altor vremuri? Sau sperăm degeaba? Eu cred că o societate, o națiune, în primul rând, are anumite legi care sunt date de ea și anumiți conducători care sunt creați și doriți de ea. În ceea ce privește defăimarea conducătorilor sau în planul politicii a anumitor personalități sau personaje, mi se pare o mare greșeală, pentru că, în primul rând, acei oameni au fost aleși de popor. Dacă nu este așa, atunci este o mare semn de întrebare. Dacă îți spuneți pe un politician că e tâmpit, înseamnă că recunoști că ești tâmpit. Cam așa, asta aș vrea să spun. Pe de altă parte, îmi spuneți de aceste show-uri și de ceea ce se dă în mass media, în mediul nostru. Este ceea cu ce s-a dorit să se obișnuiască acest popor. Poate că asta este ceea ce se consumă. Ceea ce face rating, nu? Parcă așa. Intrăm într-o zonă care mă enervează un pic. Am înțeles. Și nici mie nu-mi place a discuta despre politică, pentru că nu văd sensul. Oamenii aceia bănuiesc că o dată aleși acolo, dacă au fost aleși de popor, ar trebui să îndeplinească ceea ce face poporul. Oricum, nu eu sunt în măsură să spun asta. Ca o cetățean am doar un singur drept, acela de a-mi vota și a-mi pune părerea. Și cu toți avem dreptul să fim fericiți. E interesant că puteți merge în India și să vedeți fericirea în stare pură, indiferent de condiția materială. Iubesc România. Dar ați spus că oamenii în România sunt nefericiți. Hai să învățăm, nu știu, noi, poate nu suntem mult prea mici noi, dar să generăm cumva acest predicat viu. A fi fericit, fă-ți treaba cu plăcere, fii fericit în munca ta și vei obține tot ce vrei, fii fericit în familia ta și va fi armonie și pace, fii fericit în țara ta și atunci nu o să mai fii stresat că îți ocupă tot timpul, ca să-l cităm pe prietenul meu Mircea Badea, poate că îți ocupă timpul într-un mod plăcut. E amuzant, eu nu am văzut să citesc pe nimeni înainte, dar cred că a fi fericit este un concept mult mai simplu. Și am putea atinge acele legi ale lui Murphy de amuzament. Poți să fii fericit dimineața când te-ai trezit și nu te doare nimic. Faptul că poți vedea, poți privi și poți vedea lumina soarelui, poți vedea răsăritul, poți să te speli pe față și să poți folosi mâinile, să-ți vezi familia, să-ți vezi prietenii, poți vedea în fiecare clipă, în fiecare clipă poți vedea ceva frumos și, de asemenea, ceva urât. Disperarea este destul de mare într-o societate în schimbare și peste care apare, cu ghilimele de rigoare, o reformă.
Sunt mulți oameni care vor rămâne fără serviciu sau care au rămas deja. Mulți oameni care nu au cum să-și plătească ratele la bănci sau diverse credite. Deci, oricum, faptul că îi apucă acea disperare și începe să vedă totul din ce în ce mai negru, nu vor face decât să se afunde din ce în ce mai în jos. Dacă se vor opri măcar o clipă, se vadă și partea bună a lucrurilor. Pentru că cei mai mulți dintre noi căutăm să ne afundăm în acele probleme, creându-ne din ce în ce mai multe probleme. Și avem mai multă durere și întuneric. Avem un telefon de la o colegă a noastră, doamna Rodica Mitre, care, cine știe, poate ne dezvăluie ceva. Vă ascultăm. Alo? Alo, bună seara. Sunt încântată să vă reaud. Bună seara, bună seara noastră, domnului coleg și fost coleg la facultate și telespectatorilor care ne ascultă. Ce pot să vă spun? Vă pot dezvălui foarte mult de timp de ce vreți, despre ce vreți să discutăm. Mă gândeam, știu eu, poate pentru câteva minute, apropierea de cer, ce înseamnă pentru fiecare dintre noi fericirea. Nu știu ce aș putea să vă spun. Păi nu știu, dumneavoastră ne-a sunat, dumneavoastră spuneți-ne ce vreți. Da. Mă gândeam să vorbim că apropierea de cer, de fapt, în această dorință, fiecare dintre noi îl caută pe Dumnezeu. Și în funcție de nivelul nostru, să spunem, de pregătire sau nivelul nostru energetic, unii își ridică ochii către cer, alții merg în biserică, alții se uită întâi în sufletul lor, caută să facă o legătură, o conexiune între ei, suflet și sinele lor, pentru că, de fapt, Dumnezeu este sau începe cu sinele nostru. Cam asta doream să vă spun. Pentru dumneavoastră, pentru că v-am prins la telefon, ce înseamnă astăzi un moment fericit? Un moment fericit. Definiți-mi o secundă de fericire din viața dumneavoastră. Da, de exemplu, am scris o carte și am lansat-o cu numele de Trepte subtile în bioenergie. Am lansat-o în noiembrie. Atunci am spuneți avut și editura, moment... că poate vrea cineva să o și citească. Mai spuneți odată, iertați-mă, titlul și editura. Cartea se cheamă Trepte subtile în bioenergie, editura Corint, și am semnat-o cu un pseudonume, în sensul că în loc de Mitra am pus Elaz. Rodica Elaz. Am înțeles. Pentru mine atunci a fost un mare moment de fericire. Vă mulțumim pentru că ați vrut să ne împărtășiți și nouă bucățica de astfel de fericire. Asta e minunat. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Pot să vă dau de gol? M-ați sunat din India, special pentru a-mi trimite ceva din bucuria dumneavoastră. Și știți ce este foarte interesant? Am purtat-o multe zile după aceea. Și vă mulțumesc foarte mult... foarte mult pentru lucrul acesta. Ar fi bine să ne amintim atunci când suntem fericiți de prieteni, de cei dragi și mai ales de cei ce ne-au ajutat. Pentru că mai devreme ați spus de ceea ce am primit în India. Aceste daruri, le spun, sau împlinirea ale muncii mele nu au fost doar datorită mie. Am fost ajutat. Am avut ajutor tot timpul și nu reușeam nimic de unul singur. Deci, în permanență am fost ajutat. Am de mulțumit multor prieteni și familiei mele, în primul rând părinților mei. Am de mulțumit. Dar sunt și mulți, mulți prieteni care mi-au fost alături. Foarte mulți prieteni, datorită cărora am ajuns unde am ajuns acum și chiar și în ultimul moment, înainte de a pleca, de a fi hotărât să merg, să ajung, că totul a fost pe fugă. Eu mă regăsesc în țara mea la justa mea valoare. Iar dacă acolo valoarea mea este cuantificată, sunt cu atât mai mult fericit, pentru că de acolo vine medicina alternativă, medicina complementară, de acolo vin aceste principii. Iar asta înseamnă că, într-un fel sau altul, prin mine, școala românească este împlinită, cel puțin ca și nuanță, este apreciată dincolo, în India sau în alte state ce fac parte din această asociație
internațional de medicină alternativă, am spus, este forul suprem, iar asta înseamnă de fapt o apreciere a ceea ce se întâmplă în România. Și pentru mine înseamnă foarte mult. Iar ceea ce a fost acolo a fost o mare fericire, o mare împlinire, pe care o, în continuare o duc, pentru că, în mod normal, este o cărare pe care nu am început-o eu, a început-o maestrul meu, profesorul Dan Seracu, a început-o mult mai de mult alți români, inginerul Valeriu Popa, deci, au fost mulți oameni care au mers pe această cale și mulți români, iar eu nu fac decât să continui o cale și, la rândul meu, să cedez mai departe ștacheta unuia dintre viitorii mei studenți, probabil, sau dintre ceilalți colegi din România. Ceea ce am împlinit acum, sau ce s-a împlinit, încă o dată, este rodul muncii mai multor oameni. Și ține cumva de o asemănare cu ceea ce înseamnă cultura poporului nostru, cultura, credința, apropierea de natură, de plante, de cristale, de tot ceea ce înseamnă viață, privit și altfel. Dincolo de societatea umană de astăzi, cu micile probleme, cu tot ceea ce vedem, să zicem, în mass media. Îmi place foarte mult și se leagă exact de ceea ce a spus o pildă a unui înțelept care spune: copile, lumea este așa cum o vezi, lumea asta. Lumea cealaltă este așa cum o crezi. Dacă noi vedem lumea urât, lumea n-are nicio vină, săraca, poate că ochiul nostru este bolnav. Și spune Mântuitorul Iisus Hristos: dacă ochiul tău vede strâmb, aruncă-l, n-ai nevoie de el. Dacă mâna ta te îndeamnă la rău, tai-o. Ce folos să câștigi întreaga lume dacă îți pierzi sufletul? Acolo e tot. Acolo e rețeta fericirii, nu? În sufletul nostru, în ceea ce... Educă-ți ochiul să vadă frumosul, pentru că lumea e frumoasă. Noi suntem cei care o murdărim cu privirea noastră. Lumea în sine e superbă, e frumoasă. Nu? Poate nu numai ceea ce privim și ceea ce credem, ceea ce spunem, toate se completează. Dar ceea ce este cert, că viitorul, într-un fel sau altul, ni-l creăm noi înșine. Societatea poate fi mai roz, mai alb, mai cenușiu, mai negru. Să vorbim un pic, ați fost în India, am petrecut împreună, trebuie să spun, anul nou chinezesc, într-un cadru foarte frumos la Saraice Brătianu din Piața Amzei, un moment de mare bucurie și e un prilej foarte frumos de a ne ura unul altuia lucrurile de bine. Și asta e un lucru care, odată făcut, devine o vibrație, mișcare, și aduce beneficiile de rigoare într-un timp mai mult sau mai puțin scurt. Pentru mine a semnat foarte mult, pentru că s-au împlinit 6 ani de când am înființat practic și am pornit la drum cu școala de vaste. Și în fiecare an, odată cu anul nou chinezesc, am sărbat și această școală. Și au fost din ce în ce mai mulți colegi și cei care am plecat la drum am rămas aceiași. Trebuie să-i mulțumesc lui Michi, Nicolae Elec, o să prezentăm și niște cărți pe care Michi ne-a pus la dispoziție. Datorită dânsului am creat această școală și am avut curajul. Datorită dânsului și a colegilor mei. Imediat după ce o să luăm foarte scurta pauză de publicitate, din ce în ce mai scurta pauză de publicitate, și pentru că am vorbit de viitor și despre anul bivolului, poate ne împărtășiți un pic din direcțiile la care să ne așteptăm începând cu anul acesta. După o foarte scurtă pauză de publicitate. Am intrat în anul bivolului 2009, bivolului de pământ. Are niște particularități anul acesta. Poate le împărtășiți și prietenilor de acasă. Noi am mai vorbit despre asta. Aș vrut să nu amestec medicina alternativă cu partea de... Nu, am pus o pauză astrologie. De publicitate între ele și gata, ne mutăm într-o altă zonă. Într-o altă zonă, ok, și închidem tot ceea ce înseamnă... Nu, vreți să închidem tot ceea ce înseamnă? Da, atunci dați-mi voie bine să vă mai... Că știu că nu vă place să spuneți lucruri despre dumneavoastră, dar mai bine vă spun eu. Că trebuie din când în când măcar așa. Ați apărut și într-un ziar indian, dar nu vă găsesc unde. Cred că undeva pe la mijloc.
Am apărut în mai multe, e unul dintre ele pe care s-a scris, pe undeva pe jos, pe acolo. Dacă nu vă găsesc, credeți-mă pe cuvânt că ați apărut și într-un ziar indian, ceea ce înseamnă că, este uite... Este la mijloc, chiar jos, dar nu are... Este scris într-o limbă pe tocmai care de aceea. Nu o înțeleg. Cu asta încheiem cu medicina alternativă, ca să ne mutăm în zona cealaltă care este speculativă și nu are legătură cu terapie. Aș vrea să nu se amestece una cu cealaltă. Aceasta este privită ca pe un hobby, iar medicina alternativă este cu totul altceva și medicina complementară în sine. Aviz amatorilor. Scrieți și despre oamenii valoroși din România, nu numai despre Mailat sau numai despre Sesi Brăileanca. Sau... Sunt buni și Sesi Brăileanca și Mailat și crimele și violurile sunt extraordinare, sunt umplu practic de spiritualitate. Dar acolo, într-un colț de pagină, un savant, un doctor, un terapeut, un compozitor, un actor, un om care vă poate schimba destinele în bine, două rânduri, nu e mult. Mai ales că nici nu mai ai publicitate, vă pare să se câștigă spații. Gata, închidem medicina alternativă și complementară, ne ducem în zona speculativă, dar totuși atât de exactă până la urmă. Da, astrologia este arta care știe totul despre trecut. Este cea mai exactă. Da, trecutul... În ceea ce privește mai devreme și cu asta terminăm, da. Credeți că are nevoie medicina alternativă sau naturopatia de reclamă? Sau credeți că asta ar nu fi un lucru bun? Nu. Eu vreau să vă spun altceva. Există o tendință aspirațională a omului către ceva. Ceva ne călăuzește fie spre cer, fie mult mai jos. Avem în fibra noastră și în structura noastră nevoia de a urma pe cineva sau ceva. Îl urmăm pe Iisus Hristos, pe calea Lui, dacă suntem creștini. Dacă nu, mimăm că suntem creștini, dar nu suntem. Urmăm principiilor strămoșești dacă ne respectăm țara sau le negăm și atunci ne ocupă tot timpul. Dar noi trebuie să facem ceva. Noi trebuie să urmăm ceva. Și atunci, dacă tot ni se pun ținte nenaturale, cum ar fi transexualitate, infracționalitate, pornografie, sunt bune, foarte frumos, dar nu obsesiv și nu numai asta. Adică alternativ, vorbim de alternanță. Dă-i, domne, omului și manele, semințe, pornografie, violență, ură, ce cred unii că face rating, foarte bine. Dar timpul ăsta de 12 ore, mă rog, formal, că sunt mai puține într-o zi acum, nu găsim o oră, două rânduri într-un ziar, două minute, trei minute, mai multe emisiuni pe posturile de televiziune în care... modelele să apară și ele, modelele pe care chiar dacă nu crezi, dar urmându-le, viața ta se schimbă în bine și nu în rău. De ce să copiez un film, un hold-up dintr-un film, ducându-mă pe o stradă centrală în Brașov, omorând doi oameni ca să iau o pungă cu bani? Poate dacă aș fi avut un alt model sau și un alt model, m-aș mai fi gândit la asta. Asta spun. Și cu asta am încheiat, că deja mi se face cald și am și pulover. Să mergem la anul bivolului de lemn, de pământ, iertați-mă. În primul rând ar trebui să discutăm despre această accentuare a spiralei timpului. Pentru că timpul e din ce în ce mai comprimat. Și am putea spune că un an de acum conține în interiorul său cam circa 20 de ani din trecut. Viteza fiind din ce în ce mai mare. Am putea discuta despre anul bivolului și despre următorii 3 ani și din prisma sănătății, pentru că dacă pornim de la climă, să spunem, pentru noi, pentru țara noastră, procesul de încălzire va fi din ce în ce mai mare și în același timp vor apărea și diferențe foarte mari de temperatură de la o zi la alta sau zi-noapte. Probabil că se vor manifesta mai multe furtuni. Natura va fi dezlănțuită și va fi, în primul rând, temperatura crescută cu mult față de când am fost noi obișnuiți în ceea ce privește media anuală și diferențele mult mai mari de temperatură, ceea ce înseamnă că va duce către sensibilități, eu nu spun boli, ci spun sensibilități în ceea ce privește
minerale din organism, ceea ce ar însemna calciu, magneziu, zincul, pentru că odată ce temperatura crește și scade brusc, apare și o diferență de presiune atmosferică, ceea ce înseamnă și o demineralizare. De asemenea, probleme de natură psihică sau sensibilități de natură psihică. Soarele, activitatea soarelui e mult mai accentuată. Se accentuează și cancerul de piele și celelalte tipuri de cancer. Aș vrea să privesc în primul rând din punct de vedere al sănătății, pentru că o societate plină de stres în această tranziție, să-i spunem, sau pseudo-tranziție, sau de fapt reformă, sau pseudo-reformă, sau de fapt criză, stresul este din ce în ce mai mare și este principalul factor al multor boli. Aș putea spune despre cancer, de exemplu, că este o boală a tristeții. Nu știu cât de mult este această criză făcută pe hârtie sau din lipsa de bani sau de fonduri. Nu sunt economist, nici măcar politician, deci nu mă interesează acest lucru. Dar în ceea ce privește sănătatea populației, a prietenilor, a colegilor, a oamenilor din țara în care trăiesc, e normal să mă intereseze acest lucru, pentru că sunt pacienții, în primul rând, din punct de vedere profesional. Deci, acest stres, de multe ori, stres generat artificial, chiar și în urma unor emisiuni mass media cu centrare și focusare pe evenimentul negativ, în așa fel încât să creeze panică, toate acestea dau anumite afecțiuni, anumite sensibilități, începând de la depresii, sindrom anxios-depresiv și mai departe, până la afecțiuni grave, dar ele, ducându-se dintr-un plan psihic, într-un plan somatic, fizic. Mă interesa să spun mai mult de partea de sănătate, pentru că... Îmi dați voie să întăresc un pic ce a spus cu ceea ce spunea Petre Țuțea, un ortodox luminat și atât de filozof în mistica lui, apropo de tristețe. Spunea un lucru extraordinar, a spus: teama este o ofensă adresată lui Dumnezeu, este o hulă împotriva lui Dumnezeu. Este păcatul cel mai teribil. Este exact ca hula împotriva Sfântului Duh sau chiar a Tatălui și a Fiului. Teama. Și el spunea: eu m-am vindecat de teamă repetându-mi până când toată ființa mea a înțeles: Doamne, viața mea e în mâinile tale, fă ce vrei cu ea, ajută-mă doar să nu te mai necăjesc. Atât. E simplu. Fiecare gând generat de noi poate crea o anumită stare în plan somatic, mai devreme sau mai târziu. Frica generează afecțiuni ale stomacului în special, suferințe de genul supărări cu părinții sau supărări regrete, tardive și fără de rost de cel mai multe ori, duc la afecțiuni ale inimii sau ale ficatului. Cei mai mulți oameni bolnavi de ficat nu sunt cei decât pe care le spun alcoolici, ci cei care au suferit o depresie sau cei care au suferit o pierdere foarte mare și o perioadă de timp foarte îndelungată au suferit. Anul bivolului de pământ aduce prin această accentuare a fricilor și a temelor și avem parte, slavă Domnului, de la presa scrisă până la cea audiovizuală, numai de inducții paranoide. Un om merge pe stradă înarmat, ne poate omorâ pe toți. S-a spart un depozit de armament. E criză planetară, se dă lumea afară, nu o să avem ce mâncam, ne ia naiba. Și așa mai departe. Toate astea generează și accentuează boli. Gândiți-vă că, în primul rând, omul este un animal social, trăiește într-o societate și respectă niște reguli și un anumit tipar, anumite imagini. În momentul în care dai exemplu negativ și îl pui pe televizor, pe sticlă, cum spuneți, sau în presa scrisă, sunt foarte mulți oameni care, într-un fel sau altul, preiau acel tipar, mai devreme sau mai târziu. O influență chiar foarte mică, dar preiau o influență negativă de acolo. Dacă acel exemplu este negativ, se poate prelua. Apropo de asta, m-a surprins teribil disproporționalitatea, apropo de cazul de la Brașov, vreau și am scris și un editorial în Gardianul, vreau să și în această emisiune să aduc un omagiu eroului. În episodul de la Brașov avem un erou. Avem un om care și-a pus viața în pericol și și-a pierdut-o, lăsând niște copii pe drumuri și o soție, pentru că a avut simț civic și pentru că a vrut să lupte împotriva nedreptății și pentru că a văzut un om înarmat cu un pistol și s-a dus să-l oprească. Despre acest erou
în fața căruia mă închin, nici măcar nu mă mai înclin, mă închin pentru că e un om rar, așa ceva, trei rânduri, patru rânduri, da, așa a fost și un erou. Dar criminalul a făcut și adresa, accentul, 80%, 90% este pus pe personajul negativ, nu pe cel pozitiv. Este anapoda cumva. Atunci să-mi fie cu iertare. Ar trebui să schimbați ceva în ceea ce privește domeniul presei și abordarea. Cine spuneți să schimbați ceva, la cine anume vă referiți exact? Sper că nu la mine. La tot ceea ce înseamnă presă, viziunea presei. Am înțeles. Pentru că educați, într-un fel sau altul, această societate. Oricum, despre ceea ce spuneați mai devreme cu porno, elementele porno sau de pornografie în presa scrisă, în speță, nu am văzut în lume la fel de multe reclame care activau pe punct de pornire sexul și duritatea nicăieri în lume. În India, niciun caz. În Statele Unite sunt cu mult limitate față de România. Iar lucrurile astea pot, la rândul lor, să genereze boli. Era, la un moment dat, o reclamă cu niște femeride. N-aș vrea să spun ceea ce reprezenta aceea. Era o altă reclamă care am văzut-o pe stradă, în care spunea ceva: aceasta va fi și mâine, tu vei mai fi, dacă îi amendează pe mine, nu pe dumneavoastră. Nu, că asta am observat-o și eu. Sunt lucruri care ar trebui să plătească foarte scump acei oameni care pun astfel de reclame. Pentru că, într-un fel sau altul, condiționează și creează un anumit gând, o anumită formă gând negativă, acel semn de întrebare: dacă voi mai fi și mâine, sau vine o altă reclamă mult mai puternică a unei companii mult mai puternice, în care spune: trăiești doar atâtea zile, din atâtea dansezi sau faci altceva. Aceea deja este o programare. Ideea de a trăi 150 de zile sau 1000 de zile sau un alt număr, da, de genul acesta. Da, suntem un spațiu magic, suntem un spațiu invizibil în care orice gând devine o armă. Dincolo de asta, este vorba de mentalul nostru, de cum te prinde în acel moment acea reclamă. Și n-am vorbit nimic despre ceea ce înseamnă sticlă. Da, o imagine face cât 1000 de cuvinte și noi avem parte, din păcate, de foarte multe imagini care nu ne însănătoșesc. Nimeni nu se gândește la copii. La copiii noștri, și toți avem copii. Dar la bătrâni se gândește cineva? Cu atât mai mult. Poate că suntem o țară în care nu ne gândim nici la bătrâni și nici la copii. Și nici măcar la domeniul sănătății. Pentru că de fiecare dată ne gândim că poate o să ajungem într-un spital din altă parte, din altă lume, din altă țară, sau nu ne vom îmbolnăvi niciodată. Nu sunt eu măsură să critic. Eu aș vrea să vorbesc în continuare despre partea ce avem noi, pentru că altfel voi fi pus în acea situație în care un domn sau altcineva ar fi fost pus să vorbească despre o anumită mișcare ezoterică sau discretă, nefăcând parte din ea. Și știu cum este când vorbești din afară despre ceva în care nu ești și în care arunci cu gunoi. Da, da, acum poți să vorbești despre ceva dacă studiezi acel ceva, nefiind, adică poți să vorbești despre pompier, nefiind neapărat pompier, adică se poate, dacă ai cunoștințele, măsură să... V-am văzut subiectul despre masonerie, ceva în genul ăsta, am auzit de ei și am auzit de partea asta ce era, ca și lojă, frații mă recunosc ca atare sau ceva de genul ăsta. Și am văzut foarte mulți oameni din afară care vorbesc despre cei dinăuntru. Da, asta se întâmplă de când lumea. Sunt subiecte mult mai frumoase decât a venit cineva din afară să anunce cu noroi despre ceilalți. Nu, dar să știți că în emisiunea mea de regulă n-aruncă nimeni cu noroi. Asta e o condiție sine qua non. Nu, era ceva care mi s-a părut foarte ciudat, ceva cu acel MLNR, că nu este recunoscut de marea lojă a Angliei, după câte știu eu. Ați văzut emisiunea? Da, și după câte știu eu este recunoscută, chiar asta cauzeam și vedeam lucrul ăsta. Sigur, sigur că da, dar nu. Este recunoscută și este chiar un... Dar n-a spus nimeni. O asemenea enormitate nu putea să spună nimeni, pentru că ea este recunoscută de marea lojă. Asta e o evidență. Deci nu putea să spună că l-aș fi amendat eu. Am văzut aspecte genul ăsta, mi s-a părut... Nu, cred că... rupt din context poate, dar în context credeți-mă că sunt destul de riguros cu amănuntele de precizie. Eu vreau de să mă refer tu la ceea ce știu, ce cunosc și nu la laturi care ar putea să mă depășească. Ne mutăm în zona bivolului de pământ. V-am urmărit expozeul de la Salaice Brăteanu și a spus un lucru foarte interesant. A spus că trebuie să ne pregătim să aflăm despre posibilitatea existenței vieții inteligente și în alte planuri și în alte structuri și în alte configurări planetare, și că probabil de anul acesta înspre 2010-11-12 o să ne tot obișnuim cu ideea că nu suntem singuri în univers. Pentru că nu suntem singuri în univers, pentru că există și alte civilizații,
și pentru că probabil mai devreme sau mai târziu acestea își vor face simțită prezența mai puternic. Probabil că în următorii 2 ani sau maxim 3 ani, deja spun prea mult, probabil că și la sfârșitul acestui an vom avea contactul, sau probabil se va face public, pentru că contactul există, legătura cu anumite civilizații, să-i spunem extraterestre, sau cu ceea ce înseamnă viață extraterestră sau intraterestră, cum vreți să-i spuneți, sau paralelă, sau o altă formă, o altă civilizație. Asta nu afectează cu absolut nimic credința noastră în Doamne, Dumnezeu. Cu atât mai mult o întărește. Faptul că există și o altă civilizație, că există și altă formă de viață, nu face decât să întărească că există un creator. Și credința ar trebui să fie poate unicul și principalul element. Așa cum în ceea ce privește formarea noastră, apropierea de Dumnezeu, o putem face prin rugăciune. Prin rugăciune, prin meditație. La fel, credința este elementul primordial de a putea rămâne acolo unde suntem. Deci, pentru mulți oameni, poate acest lucru să însemne să fie un șoc. Dar există. Nu vreau nici să cânt în strună anumitor interlocutori care văd peste tot extraterestri sau care merg în anumite insule sau ceva în genul ăsta și în loc să vadă o cultură. V-a spus pe demolat invitația emisiei. Nu. Nu vreau să pară lucrul acela. Eu vreau să spun numai exact ca să înțeleagă că există aceste civilizații și că nu au nicio legătură cu Doamne, Dumnezeu. Sau poate că au o legătură tocmai fiind o creație. Aceea sunt creați și este o creație. Dar asta nu înseamnă a fi zdruginată credința. Foarte multă lume. O să luăm și următorul telefon imediat. Da, să pun întrebarea și luăm telefonul și răspundem după aceea. Foarte multă lume este preocupată de stihia acestei crize. Unii o denumesc o criză etică, morală și spirituală, alții o denumesc o criză economică, alții spun, domnule, este o criză eminamente politică, sistemele nu mai fac față noilor realități și atunci trebuie regândite. Iată socialismul cu fața americană sau cum e la chinezii un capitalism pe care nu-l numesc niciodată așa, deși e un capitalism de stat. China e un capitalism de stat, iar Statele Unite astăzi sunt un socialism de piață liberă. Interesant, paradoxal, dar interesant. Dar nu cred că există om matur, adică, hai să zicem, de la 21-22 de ani, când se mai diminuează din voluptățile vieții și începi să te preocupi și de ziua de mâine, care să nu se întrebe, domne, 2009 va fi mai rău ca 2008 din punctul ăsta de vedere? Din punctul de vedere al anului, al tendințelor bivului de pământ, este un an mult mai liniștit. Dar, de asemenea, nu este un an foarte bun pentru investiții. Dacă anul, cel puțin prima parte, anul șobolanului era un an bun pentru investiții și pentru a începe ceva nou, anul bivului este un an de continuat acele investiții, dar nu de făcut ceva nou, cel puțin în prima parte a anului. Este, în schimb, un an foarte bun pentru partea sufletească, pentru a-și găsi perechea, pentru a începe o relație în doi, pentru sufletul nostru. Este un an mai bun pentru sufletul nostru, pentru partea spirituală. Pentru partea materială, nu este un an speculativ. Nu este un an cum ar fi anul șobolanului, în care poți specula un început. Se poate face ceva nou și poți juca puțin blind, puțin pe noroc. Anul bivului este un an de muncă. Un an de muncă, un an în care poate ne-ar trebui mai multă odihnă, dar în primul rând este un an în care partea sufletească, partea spirituală ar trebui să primeze, iar în tendința actuală, ca să port așa, cred că în ceea ce privește credința este elementul cel mai principal. Deci credința, speranța, iubirea, cred că va trebui să fie un an în care, dacă vrem să reușim să cem mai departe fericiți și să-L înțelegem pe de-a întregul, pentru că tot ceea ce vine în viață vine cu un anumit scop. Să învățăm ceva anume, să ne învățăm o lecție. Indiferent care ar fi fost această lecție în viața noastră, după ce trece, de multe ori putem privi sau zâmbi cu înțelepciune. O lecție învățată e o piatră aruncată din rucsac. Exact. Dar este un an în care
Ar trebui mai mult decât orice să se găsească, să se caute calea iubirii, a înțelegerii, a armoniei. Nu știu altceva să spun despre acesta. Dacă vreți să spun despre partea, elemente speculative despre partea financiară... O să luăm telefonul, după care am să... Fiindcă, mă rog, sper să nu fi supărat pe nimeni dintre ceea ce erau antevorbitori sau... mi-a spus că am... Nu am vrut să ating. Sunt convins că interlocutorii noștri au umor și nimeni nu e, până la urmă, nu poate aduce toată admirația sau toată... cu foarte mult umor am spus-o și eu. Sigur că da. Deci nu. În principiu, umorul te salvează din foarte multe situații și mai ales autoironia. Așa că cine poate fi autoironic își poate permite să ironizeze și pe alții, ceea ce e acceptat. Luăm telefonul, după care am să vă rog să vorbim un pic despre elementul de pământ și dacă ar putea exista în 2009 tulburări seismice sau de regulă. Când e un an de foc se întâmplă incendii, când e un an de apă se mai întâmplă inundații, când e un an de pământ se mai întâmplă cutremure. Dar să luăm primul telefon, al doilea telefon și revenim. Să rămână, da. Bună seara! Între timp, cred că ideea mea s-a mai diluat pentru că v-am ascultat foarte mult și voiam să... Poate s-a întărit, doamnă, nu s-a diluat. Dacă acum ne-ați urmărit și s-a diluat, ați urmărit pe emisiunea de genul. Păi, din cauza că ați abordat extrem de multe subiecte vis-a-vis și de timpul emisiunii. Glumesc, da. Care este al marilor dezvăluiri, dar multe și într-un timp în din ce în ce mai puțin 24 de ore, da? Da. Cum spuneți și dumneavoastră. Eu nu vă aud, din păcate, acum. Păi da, acum nici nu vorbeam. Televizorul mai tare, ce să fac? Nu, noi acum nici nu vorbeam, deci n-aveați cum să ne auziți. Dar vrem să vă auzim noi pe dumneavoastră, puneți-ne... Păi asta voiam să spun. Noi vă auzim. Atunci când era vorba de fericitul și locul fiecăruia în societate, mă gândeam că ar fi bine să aduceți în discuție în emisiunea dumneavoastră povestea aceea, nu știu, românească sau ce sorginte are, despre cămașa fericitului, care nu are de fapt cămașă, care este un om simplu, care are un ogor, da, și cântă. Și pe care îl vede bogatul și pe care îl întreabă ce i s-a întâmplat de este fericit. Vedeți, omul ăla nu știe să spună că își iubește țara, că, mă rog, are ce mânca, sau, mă rog, că își iubește țara sau are niște idealuri, dar el are un ogor, are un bou, da? Are, că toți suntem în anul boului și este fericit. Asta i s-a luat poporului român. Și probabil că, de asemenea, oameni ar fi nevoie, undeva sus, unde s-au răsturnat valorile, care să dea un semnal. Cum a dat Obama, dacă tot vorbiți despre socialismul cu fața americană sau ce va fi. El a spus, scuturați-vă de praf, și porniți la muncă, nouă cine ne spune? Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Cu un singur amendament, a spus că i s-a luat poporul român. Eu cred că nimic nu ți se poate lua dacă nu consimți și tu la asta. Exact cum a spus dumneavoastră, i s-a luat. Noi am consimțit, ne-am vândut-o, nu ne-a luat-o nimeni cu forța, doamnă. Deci înțelegeți, dar totuși dacă ții prea mult în suflet și nimeni nu ți arată decât o reclamă cu cea pe care ați dat-o mai înainte, de care m-am săturat. Când iese fica din cameră sau, mă rog, mai știu eu cine, care pentru moralitate sau altele... Bine, acum nici nu trebuie să ne ducem în zona... Doamnă, a murit. Și nimeni n-a spus nimic. Stați un pic. Aici există riscul să devenim mult prea rigizi. Aici să nu. Nu punem moralitatea în fiecare spot publicitar. Trebuie să ne păstrăm totuși o bună măsură a lucrurilor. Din aceasta, din chestiile astea subliminale care nu duc la ceva, nu vor să ridice valoarea în asta. Mai devreme spuneați că ce se dorește. Probabil că asta se dorește. Din nefericire pentru... Vă mulțumesc... Sunt prea multe, v-am spus. Și titlul dumneavoastră are prea multe. Și domnul... Nu știu, adică e bine, dar nu, emisiunea nu trebuie să aibă o notă ermetică. Trebuie să înțeleagă și omul ăla de ce vrea să fie fericit sau cum să fie ajutat să fie fericit. Păi da, vedeți că noi nu fac... O secundă, hai să purtăm un... Doamnă, hai să purtăm un dialog ca să ne putem și înțelege. Nu, eu nu vă aud. Atunci eu vă mulțumesc pentru telefon, îl închidem. Mulțumesc mult, să rămână. Și eu vă mulțumesc pentru emisiune și rămân să o ascult. Vă mulțumesc mult. L-am ascultat pe drum pe Cristian Dor Popescu venind la radio și spunea un lucru cu care sunt de acord.
Teoria asta conspirației universale, că domne, cineva ne-a luat ceva, cineva ne urmărește, cineva vrea să ne pună bețe în roate, cineva ne conduce spre iad, e foarte confortabilă. Dintr-un anume punct de vedere, te scutește pe tine, asta spunea Cristian Popescu, te scutește pe tine de a mai face ceva. Pentru că dacă tot e așa o conspirație, nu mai fac nimic, stau într-o delăsare totală. Nu cred în teoria asta a conspirației generale, mi se pare că însăși teoria conspirației e o conspirație, dacă ar fi să intrăm în amănunte, și tocmai asta, defetismul ăsta ne face rău. Dom'le, dar uite, reclama aia n-are moralitate, ăla face, dumneavoastră nu faceți asta, păi da, învățați-ne să fim fericiți, păi mură în gură nu se poate, adică pică, pară, măleață în gura nătăfleață, asta e o poveste românească, dar hai să mai facem și noi ceva, hai să ne mai ducem și noi să mai dăm, ara ogorul. Nu stătea întins pe spate pe ogor și era fericit și cădeau grânele direct pe masă. Muncea omul ăla care era fericit. Românul trebuie să mai muncească și nu doar să aștepte cu mâna întinsă, că nu suntem chiar un popor de cerșetori cu toți. Eu cred că românii muncesc. Poate că ar fi trebuit, așa cum spunea președintele Statelor Unite ale Americii, indiferent că este vorba de un socialism sau de un capitalism, nu știu, mă depășește, la fel ca și cu guvernul Chinei de acum. Eu îl știam bazat pe comunism și cu un pic de confucianism în el. Da, e un capitalism de piață. Fac concedieri, au acțiuni, învață în străinătate. E la fel. Cred că ar trebui să ne trezim un pic, să ne scuturăm și să încercăm să ne dăm seama că tot ceea ce avem, de fapt, este aici. Cu noi și în noi. Fie că este bun sau că este rău, este ceea ce avem. Iar ceea ce avem putem să privim ca pe ceva foarte frumos, ca pe ceva magic, cum spunea Einstein. Pentru că poți să privești viața ca pe un act de magie continuu sau doar ca pe un lucru fără nimic magic în el. Depinde foarte mult de noi cum privim viața, ca pe un act de magie continuu sau fără nimic în ea magic. Și înaintea lui o spunea Sfântul Augustin foarte frumos, spunea, Doamne, când te naști și după aceea poți să descoperi miracolul de a fi om sau nenorocirea de a te fi născut. Depinde numai de tine. Da. În ceea ce privește cam la fel și cu tendințele anului. Pentru că mi-ați spus... Să vorbim de elementul de pământ. Elementul de pământ. Mi-ați spus de... Și-ați făcut, poate intenționat, mai mult ca sigur, mi-ați dat o direcție, cu mișcarea plăcilor tectonice sau mișcarea pământului. Vedeți, există aceste tendințe în fiecare an în funcție de elementul predominant, cum spun chinezii, că este vorba de apă, de lemn sau de foc, de pământ, metal, oricare dintre cele cinci elemente ale ciclului de creație, există anumite tendințe. Aceste tendințe pot fi pozitive sau negative. De exemplu, anul ăsta are o tendință pozitivă fantastică, are un dublu lapciun. Am o rugăminte, e o cască în platou, îi rog pe colegii mei și vorbește cineva în paralel cu noi și nu ne putem concentra. Dacă putem opri o cască, se aude foarte tare. Teoria conspirației, nu? Și nu ne putem urmări. Vă mulțumesc. Așa. Poate era mai bine când discutasem mai devreme despre acea organizație, nu acum. Deci, în funcție de influența acelui element, poate apărea și o influență în anul acela, în bine sau în rău. Ceea ce vreau să spun, să punctez în bine, este că acest an are un dublu lapciun. Deci o primăvară dublă, o primăvară mult mai întinsă. Ceea ce înseamnă că va fi un an mult mai bun, spun chinezii. Ei referindu-se la primăvară ca și un element agrar. Deci ar trebui să fie bun. Pe de altă parte, tinde foarte mult și de noi, de ceea ce vrem, pentru că putem genera acea energie în bine sau în rău. Ar fi acum poate ceva în care să-mi abrog anumite calități, să spun că va fi cu siguranță sau cu certitudine cu tremur în acest an. Doamne ferește, nici măcar n-aș dori lucrul acesta. Dar începând din septembrie, influențele acestui an s-au manifestat tot mai pregnant până acum în ianuarie, când practic a început chiar anul bivolului. Cred că mișcările de plăci tectonice vor fi mult mai accentuate în acest an decât în ceilalți ani. Dar asta nu înseamnă neapărat un cutremur aici, în România. Pot fi cutremure oriunde. Este un an care are aceste tendințe, dacă asta vreați să spun. Noi uităm că, până la urmă, lumea e un întreg.
Exact. Bătăile de aripi ale unei fluture în Noua Zeelandă pot genera un uragan la New York. E o butadă celebră. Aș spune, totul poate... ne afectează. Oriunde s-ar întâmpla ceva, are o repercusiune și asupra noastră. Cum a fost și criza. Criza asta nu e de anul trecut. A început de mult. Numai că nu vream noi să o vedem. Dincolo de asta, cred că cel mai important lucru este așa cum privim lucrurile. Pentru că în ceea ce ne privește, cred că s-au avut niște greșeli undeva. Apropo de și cu viziunea aceea, cu toți care vorbesc despre această țară în care s-au născut, într-un anumit fel. La fel este și cu acești ani. Lumea Asiei și, de fapt, întreaga lume care respectă într-un anumit fel acest horoscop, în timpul acelui an, iau acel element, acel animal, nu-l venerează, dar îl respectă într-un mod deosebit. Se spune despre chinezi, de exemplu, că în anul tigrului chiar își cumpără pisică. Ceva de genul acesta. Ca un element de protecție al casei. Deci, oamenii respectă acel animal, acel simbol în acel an, cu atât mai mult cu cât el este predominant peste tot și se manifestă. Și ia calitățile cele mai bune ale acelui animal sau acelui animal mitic, dacă e vorba de un dragon, să spunem. În România lucrurile stau cu totul altfel. Chiar puțin amuzant. Da. Păi e amuzant. În anul porcului, de exemplu, un domn omora câte 300. Eu nu vreau să mă leg numai de acest lucru și aș vrea să pară un pic mai... Dar pot spune, puteam să spun că în acel an a apărut peste apor... Nu, am ceva cu domnul ăla, adică peste aporcina. Și eu puteam să spun că am ceva cu acel oameni care vorbesc despre altceva decât ceea ce știu. Apropo de recunoaștere. Da, și spun în general și eu, lucrurile așa cum sunt atunci când sunt jigniți alți oameni și credința lor. Sigur. E poate ceva de la natură. E normal. Însă, revin, în anul cocoșului a fost acea gripă aviară. O afecțiune reală, ireală sau cum a fost, economică, pur financiară sau chiar o afecțiune, un virus gripal cu modificare rapidă? ADN, ARN, nu știu foarte bine, dar știu că a fost în anul cocoșului acea gripă aviară în România. Ceea ce vreau să spun este că acele păsări erau arse, ucise, și aruncate pe marginea șanțului, și într-un gest de mare dispreț. Exact, și toată lumea disprețuia această pasăre. Ceea ce vreau să spun este că pentru chinezi, pentru asiatici, acel animal nu înseamnă să nu-l mănânci, ci dimpotrivă, numai că a mânca acel animal înseamnă de fapt a respecta acel ciclu, că trebuie să supraviețuiești. Dar trebuie să o faci cu respect față de el. Faptul că l-ai ucis și l-ai aruncat undeva înseamnă de fapt un dispreț față de natură, față de acea energie. Deci a fost un semn de întrebare. În anul câinelui s-a întâmplat acel incident nefericit, după care s-a pornit o vânătoare de câini și erau câini peste pe stradă, uciși cu bestialitate și chiar lăsați. Chiar am văzut rând. Hai, spune și de anul porcului, că s-a întâmplat. De anul porcului, da, a fost acea... Nu, carnajul se numește. Când omori 300 de animale și le lași moarte acolo, e carnajul. Ok, și s-a văzut urmările. S-a constatat. În anul, a fost și pesta porcină, început. În anul următor a fost anul șobolanului. În anul șobolanului s-a pornit o deratizare amuzantă de la periferia orașului către centru. Nu știu cât de mult dar a fost. Dar cineva și le programează și acum vă întreb o tâmpenie. Adică sunt prea multe coincidențe. Cineva le programează iurea așa sau se întâmplă pur și simplu hop, prostia nimerește pe nișa pe care trebuie. A nimerit destul de bine. Ceea ce mă tem este ca în acest an să nu apară, știu eu, boala vacine bune. Sau altceva în ceea ce privește... Ca să mai aruncăm și vitele pe marginea drumului, să le și omorâm, nu? Deci, influențele acestui an se pot vedea a fi bune și respectând acel element. N-are nimic de a face cu religia, n-are nimic de a face cu credința noastră de a fi creștini, ci doar acel animal pe care foarte mulți nu spun acum de indieni că venerează vaca, sau de egipteni că au venerat-o, sau altceva genul ăsta, ci de respectul către acel animal, care trebuie oricum să-l avem. Dar are treabă cu religia noastră, pentru că Iisus Hristos, văzând câinele pe marginea drumului și oripilarea apostolilor care nu suportau să vadă așa ceva, le spune, priviți totuși ce dinți frumoși are. E un mare respect. Ține și de religia noastră. Iubirea animalelor este un fundament creștin până la urmă. Că eu am auzit mulți creștini care spun, dom'le, pe dacă câinii n-au ce căuta în casă, să-i mierlim. Și se duc la biserică duminica și își fac cruce. Dar pun o travă câinilor din curte.
sau din afara curților. Trebuie să înțelegem că e creștinească, iubirea e creștinească și iubirea față de animale, tot o iubire. În tot ceea ce ne înconjoară există Dumnezeu. În tot. Iar fiecare ființă de pe acest pământ a fost creată cu un anumit scop. Și în fiecare dintre noi se găsește o scânteie divină. Chiar și în animale, și în plante, și în minerale. Citise, în tot ceea ce ne înconjoară. Apropo de șobolan, citisem un studiu care spunea că dacă n-ar exista niciun șobolan pe suprafața Pământului, omenirea ar dispărea în 10 zile. Este vorba de o nișă. Din punct de vedere ecologic există o anumită piramidă trofică, așa se numește. La fel cum există în psihologie piramida lui Maslow, a necesităților, la fel și în ecologie există un lanț trofic cu, știu eu, baza primară, cei care se ocupă de detritus și după care urmează tot așa, cresc vegetarieni sau ierbivori, ierbivore, după aceea primul lanț sau primul grad de prădători, după aceea al doilea grad de prădători și undeva în vârful piramidei se află omul. În acest lanț trofic, deși în stadiul actual omul Homo sapiens sapiens nu face parte din regnul animal. Deci el nu se poate integra în biocenoza acestui pământ, este un invadator. Deci tehnologia noastră și tot ceea ce înseamnă orașul ca atare, el nu este integrat într-o biocenoză. Există un biotop, ceea ce se numește acel element de bază pe care supraviețuim sau ne așezăm viața, și biocenoză, tot ansamblu de relații între viețuitoare și respectiv biotop sau mediul în care ne aflăm. Omul ca atare este un animal intrus și ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Și atunci ar trebui să înțelegem că orice organism care are un virus îl elimină până la urmă, iar orice țară sau spațiu invadat se va elibera. Dacă nu vom respecta natura, riscăm să ne arunce natura la gunoi. Deci, dacă nu vom respecta natura, asta poate să se întâmple. La fel ca și cu tot ceea ce ne înconjoară. Dacă nu respectăm ceea ce este în țara aceasta, valorile noastre și tot ceea ce avem primit de la străbunii noștri și aceste plaiuri, absolut tot, într-un fel sau altul ne vom plăti greșeala. Luăm publicitate, pauză. Un minut jumate sau două. Două. Cine știe câte o să mai fi. Ați observat că nu v-am contrazis deloc când ați făcut referirea la trăit în România care ne ocupă tot timpul. Toată lumea știe relația chiar ombilicală între mine și Mircea, dar sunt aspecte în demersul lui pe care îl apreciez foarte mult, cu care nu sunt de acord. Și de multe ori uitându-mă îmi dau seama că sunt fundamental pe partea cealaltă a baricadei. Apropo de defetism, eu înțeleg efectul de exorcizare. Teatru antic așa a început, arătând ororile sinistre pe scenă, simulându-le, tocmai pentru a trezi în receptor, în spectator, reacția inversă, teama de a nu face lucrul acesta. Numai că asta se întâmpla în antichitate. Ne-am diluat atât de mult, apropo de ce ne spunea și doamna care ne-a telefonat că se diluează ideile, s-a diluat această percepție în epoca modernă, iar acum efectul acesta, hai să zicem, exorcizant, are un efect negativ, pentru că creează defetism. Dacă ne ocupă tot timpul, dacă e o țară de rahat, dacă toți sunt niște cretini, dacă nu există nicio speranță, ba mai mult îl aud spunând că România nu există. Și mă doare chestia asta. El are dreptate într-un fel. Într-un fel are dreptate în tot ceea ce spune, pentru că politicienii n-au înțeles nimic din nimic. Sunt niște oameni săraci care n-au înțeles nimic, din păcate. Dar România nu trăiește prin ei. Ei sunt acolo și mâine nu mai sunt. Slavă Domnului că nu suntem într-o dictatură să mai fie un 1-20 de ani. 10 ani poate să fie unul maxim. Credeți că trece în alte state repede. Nu există corupție? Ba da, și asta chiar asta vreau să vă spun. Noi am fost în multe țări și călătoresc destul de frecvent în diverse părți ale lumii. Vă jur, nu e nicio prostie, nu e niciun fals patriotism, nu este o dorință de-a mea de a mă face plăcut unor naționaliști, Doamne ferește. Dar România este o țară, în primul rând, este una dintre cele mai libere țări din Europa. În România există autori de carte neinterziși, care în Belgia, Olanda, Germania, Franța și așa mai departe, nu, în Franța nu, dar în Belgia, Olanda, și Germania sunt interziși, țări cu tradiție democratică. În România
există o energie frumoasă, în ciuda tuturor aspectelor negative, să spunem. În România e o țară în care poți să trăiești mult mai bine decât în țări pe care noi ni le imaginăm, nici măcar nu le vizităm. Pentru că eu am observat că cei care blamează, așa cum spunea și dumneavoastră, când ești în afară, nu poți să vorbești despre ceva de dinăuntru, pentru că nu știi despre ce e vorba. Doar îți imaginezi cum ar fi să. Dar nu ești acolo ca să știi. Eu am observat că mulți dintre cei care blamează foarte tare ideea de România n-au călătorit foarte mult. Își imaginează perfecțiunea Statelor Unite, perfecțiunea, nu știu, Angliei, perfecțiunea Franței. Sunt țări funcționale, dar nu sunt perfecte. Și oamenii sunt la fel de nefericiți pentru că există o presiune a sistemelor. Noi suntem liberi, noi n-avem noi n-am apucat sistemul capitalist, slavă Domnului că nu l-am apucat, am apucat o mimă. Dar sistemul ăla în care dacă ți-ai pierdut locul de muncă, pe bune, ești mort, ești mâncat. Că banca ți-a casa, mașina îți dispare, totul îți dispare și nu mai existi, ești neantizat. Să nu mâniem pe Dumnezeu, noi încă trăim aici în România foarte bine, mersi. Cât ar fi de rău? Ați fost în India, doar atâta spuneți-ne, ce înseamnă un om sărac în România față de ce înseamnă un om sărac în India? Ca oamenii să înțeleagă exact despre ce vorbim. Se spune în România, bănuiesc că cunoaște toată lumea ce înseamnă un om sărac în România. Oricum în România există încă trei clase sociale, există încă clasa medie, încă mai există. Dar am spus că se împart în oameni săraci care pot avea ziarul pe care să se învelească și eventual o rișcă sau, știu, o cutie de pantofi pentru a face pantofi ai dimineața. Și asemenea un om sărac. Iar un om foarte sărac poate însemna chiar un om care nu are nici măcar un ziar cu care să învelească. Deci și asta înseamnă. Și totuși omul ăla e fericit. Este, iar dimineața îl vezi cum la 4 dimineața, 4 fără 20, merge la o ceșmea americană, intră aceea de pe în mijlocul străzii, nu spun de unde vine apa de acolo, încă și acolo spală rufele, acolo ia apă pentru tot ce are nevoile de peste zi, pentru că apa este foarte scumpă, acolo își pregătește mâncarea, acolo face totul dimineață. Deci absolut tot. Și copiii se spală tot acolo dacă este atât de sărac. Și întreaga familie. Sunt oameni cu adevărat foarte săraci. Nu poți contoriza și nu poți cuantifica pentru că societatea este cu totul alta. Acolo față de aici și în Asia în general. Și credințele oamenilor sunt cu totul altele. Oamenii sunt oricum din punct de vedere spiritual, deși mulți sunt foarte săraci, spiritual sunt mult mai descătușați decât noi. Spuneați mai devreme de partea cu biserica, că ucide un animal sau pune o travă și după aceea duminica merge să roagă la Domnul într-o biserică, într-un lăcaș al Domnului. Am văzut foarte multe temple acolo. Numai că cred probabil din cauza răciei că la fiecare colț de stradă fiind câte un templu, probabil că le amintește mai des. Nu am vrut mai să fac o glumă. Cred că undeva sunt mai descătușați decât noi, chiar dacă suferă mai mult. Iar în ceea ce privește cu Dumnezeul nostru este cel mai bun, iar al lor este greșit, sau că nu cred în Dumnezeu. Și pentru mine a fost foarte greu la început când am văzut imaginele dintr-un templu al lui Kali, de exemplu, sau al lui Shiva, sau al lui Shakti, sau pe Ganesha, protectorul copiilor și al familiei. Dar ceea ce am înțeles e de când am fost prima dată în India, când consideram că ar fi bine să-i convertesc într-un fel sau altul la creștinism. Răspund, credința mea este cea mai bună și greșiți acest lucru. După ce am mers în mai multe temple și am văzut pe străzi mai multe temple, de fiecare dată când ajungeam lângă un templu, indiferent că era Shakti, Ganesha sau spre Kali, toate ofrandele date către aceste temple erau de fapt niște floricele, niște prăjiturele destul de sărate, unele dar care trebuia să te bați cu maimuțele ca să poți ajunge la o prăjiturică. În altă parte erau flori, gălbenele, ghirlande de flori, de tuberoze, acestea aduceau ca ofrandă. De fiecare dată când întrebam ori șoferul, ori pe unul dintre doctorii care erau cu mine, ce este acolo, al cui este templu, invariabil, răspunsul era același, The Temple of God, templul Domnului. Deci, pentru ei, aceste temple, de fapt, sunt o direcție sau, de fapt, este un mijlocitor către Dumnezeu unicul. La fel cum este și la noi. Un sfânt, o biserică,
și este mijlocitor către Dumnezeu unicul. Nu spun niciodată și n-aș spune că o credință este mai bună decât alta. N-aș spune niciodată că credința cuiva altui popor este mai bună decât ceea ce am eu, credința mea, referitor la oameni, că în biserică se comportă într-un anumit fel și pe stradă altfel. Credința mea, din punctul meu de vedere, este cea mai bună, pentru că sunt creștin, sunt ortodox, respect valorile creștine, iar dacă acei oameni care ar merge în biserică ar respecta ceea ce ei fac duminica și ceea ce aud acolo și ceea ce spun, ceea ce se roagă în fața Domnului, atunci cred că am fi cea mai fericită națiune, dar noi nu suntem și cei mai bogați. Dar ne învață Iisus Hristos, iubește-ți aproapele ca pe tine, ca pe tine însuți. E simplu. Dar doar asta. Eu cred că poate iubirea e promovată în toate religiile. Poate o prostie ce spun. Dar avea dreptate doamna care a sunat și a spus: domne, m-am săturat de pornografie. Bun, eu nu spun asta. E o lume liberă. Oamenii, dacă interziși ceva, oricum vor găsi acel ceva mult mai scump. Și e legea prohibiției. Dar din când în când, în loc să pui tot felul de fraze stupide, m-am împiedicat de toc, vai, ce tristă sunt, e o dramă, într-adevăr, dar poate nu ne interesează chiar pe toți. Asta cu iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, ca și mantră, pus acolo, undeva. Că nu era o glumă că sunt multe temple și așa oamenii și amintesc. Printre cuvinte, noi avem foarte multe cuvinte urâte. Noi dacă ne rătăcim printre cuvintele astea urâte, în acest noi an de cuvinte urâte, ură, promiscuitate, sărăcie, mizerie, teamă, armament, criză, te ia capul, să mai trecurăm cât un cuvânt frumos, o pace, o armonie, o iubire, o iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Băi, acceptă că totuși faci parte dintr-un mecanism care e mult mai mare și mai complicat decât îți imaginezi tu că ar fi. Și atunci poate că am trăit mai bine. Sunt sigur că de mâine o să fie oameni care o să gândească în felul acesta. Sunt absolut convins și mă bucură foarte mult lucrul acesta. Și asta, măcar, probabil că satisfacția individuală a fiecăruia dintre noi este că ai putut, lumina care trece prin tine trece și la celălalt, nu rămâne doar la tine. Speculativ, oamenii pot fi chiar speriați, pentru că atunci când dau de teamă de sfârșit, încearcă să simtă ceva. Când omul se simte bolnav și mai ales atunci când săracul ajunge să aibă o boală foarte gravă și nevindecabilă, atunci încearcă să schimbe ceva. Speculativ, aș putea spune că pentru fiecare dintre noi ar trebui să medităm puțin la povestea aia cu calendarul maiaș, din cultura maia. El a început pe 11 august 3114 înainte de Hristos și se încheie la 21 decembrie 2012. Este vorba de o perioadă de 5125 de ani. Perioada apariției anumitor constelații pe bolta cerească. Începând de anul acesta se vor vedea și alte noi constelații. Apropo de asta, că tot a apărut a 13-a zodie. E o întreagă nebuloasă aici și vă mărturisesc că nu mă pricep deloc la cea de 13-a zodie. Habar n-am, dacă mă întreabă cineva, nu știu nimic. Care e povestea acestei nașteri, a unei alte planete care schimbă... Este normal... Și dacă privim în trecut, vedem cultul unor popoare. Putem spune de acest cult că este un cult barbar sau cultul strămoșilor. Este la fel ca și cel de la noi, de la daci, de la geți, de la traci, cultul zamorxian, cultul în strămoși. La incași există același cult. Este similar într-un fel sau altul. Numai că ei spuneau că acești strămoși sunt undeva într-o anumită constelație. Constelația ce a dispărut de pe bolta cerească exact în perioada în care conquistadorii au învins. Într-o perioadă scurtă, cu trupe foarte puține, dar nu și-au pus niciodată întrebarea de ce atât de repede și de ce așa ușor. Ei aveau un cult barbar, ce drept odată la 4 ani de zile, din fiecare sat, trimiteau câte un copil de viță nobilă, împreună cu bogății. Dădeau ca ofrandă împăratului. Copiii erau îmbăiați, erau hrăniți
Și în zorii zilei următoare erau trimiși către sat, coborând de la cetate, să-i spunem. Aceștia erau săgetați și uciși. Însemnătatea acestui act era aceea de a-i trimite sufletul lor să meargă către acea constelație unde există strămoșii și să le spună lor ce suferințe au și ce au nevoie acei oameni din acel sat. Metoda este barbară, o privim ca o barbarie, numai că pentru ei transcederea și venirea aici, pe acest pământ, era doar o etapă, o trecere. Culmea este că același ritual îl regăsim aproape identic în cultul zamulsian, în care tânărul cel mai destoinic, cel mai curat, era trecut într-un anumit joc ritualic, călușarii, după care el, singur de bunăvoie și nesilit de nimeni, se arunca într-o groapă plină cu sulițe. Moartea lui era instantanee, iar sufletul era trimis către străbuni pentru a spune problemele poporului, cu ce se confruntă el atunci. Dacă omul nu murea, dacă acel tânăr nu murea, era o mare rușine. Și dacă nu era curat. Vorbim de dezvăluiri teribile și de un timp al lor. Credeți că ar fi posibilă întâlnirea noastră, a celor contemporani, cu strămoșii? O întâlnire așa cum nu ne-am imaginat-o că se poate întâmpla, adică nu o chimeră, nu o iluzie. Dacă vreți, putem vorbi în partea de creștină, creștinătate, în ceea ce înseamnă revenirea lui Iisus pe pământ și învierea morților, cea să vie. Dar putem vedea și altfel decât în acest fel. Aceea că te poți întâlni oricând cu străbunii tăi, cu bunicii, cu părinții, cu maestrii, cu mentorii, cu cei care au plecat deja dincolo de porți și altfel, purtându-i în sufletul tău și într-un fel sau altul ei vin și te apără sau îți pot comunica ceva anume. Poți ține o anumită legătură. Nu mă refer aici în niciun caz la spiritism. E condamnabil acest act, ci la ceea ce simți, la ceea ce vibrezi, la ceea ce păstrezi în sufletul tău. Sigur, înțelepciunile ne învață că totul curge și că cea mai mare tristețe sau suferință a cuiva este să se agațe de orice ar prinde în cale pentru a nu curge odată cu vreme. Unii se agață de scaunul puterii, alții se agață de bani, alții de ce au adunat în viața asta. Spuneați mai devreme că timpul nu... Sau eu spuneam, dar asta nu m-ați infirmat, deci ați confirmat prin tăcere, că timpul nu mai e atât de răbdător cu noi, ăștia care nu vrem să învățăm, care ne împietrim și ne încăpățânăm să nu înțelegem lecția. Noi nu ascultăm nici sfinții, nu ascultăm nici pe profeți. Noi, de fapt, e atâta gălăgie în mintea noastră încât nu prea mai ascultăm vocea aia lăuntrică, care te învață de bine. Măi, copilule, ia-o ușurel așa, că ajungi. Tot acolo ajungi, da? Nu vrei să ajungi mai ușor decât mai greu? Nu. Bine. Cei care nu înțeleg descleștarea asta a falangelor de pe efemer, că noi ținem efemerul cu pumnii, murim odată și tot pământ ne facem cu toții la un moment dat. Unde e regele și unde e soldatul într-o groapă, nu? Întreabă Mântuitor. Timpul va fi mai dur în această perioadă de timp. Hai să zicem hai să acceptăm convenția că până în 2012 se accelerează suferința celor care nu înțeleg că se află totuși într-o zonă cenușie și că ar trebui să se mute spre ceea ce rămâne, comorile din cer de care vorbește Iisus Hristos și nu astea de pe pământ. Această perioadă va exista acest mileniu și nu-l spun eu pentru prima oară, dacă el va rămâne și va fi un mileniu al credinței. Pentru că celelalte valori, mai devreme sau mai târziu, se vor devaloriza. Cred asta cu tărie, că acesta va fi un mileniu al credinței. Dacă nu, nu va exista. Iar 2012 nu cred neapărat că va fi dispariția civilizației de pe acest pământ. Cred numai că va fi o schimbare. O schimbare. Atât. Dar schimbarea presupune... Nu doar calendarul Maya, mai este și calendarul tibetan care se oprește în aceeași perioadă. Da, hai să facem analogia cu corpul omenesc. Planeta e tot un
o celulă a unui corp mai mare care e Universul. Corpul, dacă simte că o mână nu mai face față paradigmei de funcționalitate și se cangrenează și morțe suturile, elimină mâna respectivă. Schimbarea asta va separa cumva binele de rău. Și asta spun, câțiva, sper foarte puțin, vor pieri, pentru că nu pot face față schimbării. Nu știu cum să mă exprim, ca să nici să nu sperii pe cineva și nici să nu fiu înțeles greșit. Va fi o vreme a schimbărilor. Așa cum spuneați mai devreme, de uratucul, timpul poate fi văzut și altfel. Și s-ar putea vedea și altfel. Tot ceea ce este în jur va fi văzut și altfel. Este timpul marilor schimbări. Și o să vedeți singuri ceea ce va însemna aceste mari, ce vor însemna aceste mari schimbări, începând de lunile acestea. Nu trebuie să așteptăm foarte mult. Sunt multe valori care se vor schimba și care s-au schimbat, de fapt. Acum, probabil că îmi spuneați mai devreme despre acel om care s-a sacrificat și care a fost un erou. Nu mai vibrăm cu asta sau nu mai vibrează anumiți oameni în societate. Și normal că nu mai pun valoare pentru că nu mai există această vibrație. Mă puteți condamna, dar credeți-mă, înainte de 90, cred că în România exista această latură de demnitate și de eroism. Poate că oamenii erau cu totul altfel în multe privințe. În primul rând, respectul față de bătrâni și față de copii. Sunt multe lucruri în care libertatea a fost înțeleasă într-un sens bun, dar și foarte multe lucruri în care libertatea a dus ca într-un fel exact cum este somnul rațiunii, nașterea de monștri și de noi posibilități. Ceea ce vreau să spun de viitor este că vor fi schimbări foarte mari. Vorbeam de eroi. Păi, dar Dumnezeu își împlinește opera întotdeauna prin oameni, iar lecțiile pe care noi ceilalți beneficiarii le avem prin sacrificiu altora. E asistenta medicală, erați în India sau v-ați întors, care s-a chinuit 4 ore să interneze, exact ca în filmul Moartea Domnului Năzărescu, s-a chinuit 4 ore să interneze un bolnav care l-a refuzat sistematic de fiecare dată până a murit. Dar ea nu a cedat. Și a fost. Ministrul Sănătății a decorat-o pentru lucrul ăsta. Mi se pare un lucru extraordinar. Eroul de la Brașov. Sunt mulți alții. Acum câțiva ani făceam în altă parte la Antena 2 o emisiune, nu mă cuprinsese morbul ezoteric pe atunci. Și, domne, ceva absolut tulburător. Un rom, un țigan, că ce? Un țigan e tot un om și trebuie să e un om. Și ce om? Cetățenia este aceea de rom. Mă rog, eu nu spun țiganți ca să-l jignesc. Așa am fost învățat și am toată stima pentru el, dacă e om, cum am toată stima pentru oricine. Venea de la câmp și a văzut un copil înnecându-se, un copil de român, că de asta am spus că e țigan, ca să înțelegeți dimensiunea. Nu-l cunoștea pe copil, n-avea nicio treabă cu el, Babașca era, fiind și țigan, era mai la periferia interesului românilor din satul respectiv. Nici nu s-a gândit, a sărit direct din căruță în apă, a scos copilul pe mal, n-a mai avut putere să iasă și a murit. Un erou. N-am auzit vorbindu-se prea mult despre chestia asta. Aceștia sunt oamenii și exemplele care ar trebui să fie date către a fi cunoscute către cât mai mulți oameni. Acestea sunt reale valori ale unei societăți, ale unei națiuni. Deci o să-mi spuneți, da, dar nu are cultură, sau da, dar nu a făcut nu știu ce, sau nu a avut avere. Ei au avut ceea ce este cel mai important, suflet. Și noi suntem plini, românii, avem printre noi mai mulți. Adică eu cred că noi avem o șansă. Poate și prin această ortodoxie care ne-a ținut cumva aproape de Dumnezeu, în ciuda unor mici dezechilibre produse de tot de sistemul politic. Pentru că au fost în comunism, mulți preoți au fost înlocuiți cu niște alte cadre mai militare și atunci harul s-a pierdut și ei nu își mai făceau treaba. Dar ortodoxia noastră ne-a salvat cumva, pentru că ne-a păstrat într-o legătură. Așa, poate chiar și rece, dar a fost o legătură cu Dumnezeu, ceea ce în Occident s-a pierdut cumva. Poate Papa Ioan Paul al II-lea
luminată fie prezența oriunde ar fi, a reușit să mai aducă oameni în biserică prin tot ceea ce a făcut o viață întreagă. Că știm foarte bine că până la lumina pe care Papa Ioan Paul II a început să o aducă în biserici din nou, bisericii erau goale. Pentru că omul s-a înstrăinat de Dumnezeu. A fugit de el. N-a mai avut timp de Dumnezeu. Ocupat cu servicii, ocupat cu salariu, ocupat cu ratele, ocupat cu tot felul de alte efemerități, l-a uitat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, bine, eu sunt aici. Poate în asta va consta cea mai mare schimbare a acestor ani. Pentru că oamenii vor începe să se ocupe în primul rând de sufletul lor. Vor înțelege ceea ce este mai important cu adevărat. N-aș vrea să asociez asta cu perioadele grele ale umanității, când oamenii își aminteau în primul rând de suflet și apoi de toate celelalte. Exemplele pe care mi le-ați dat sunt exemple ce probabil că ar trebui să fie urmată de fiecare dintre noi. Acea credință că faci bine, că ajuți și chiar de multe ori sacrificiul de sine, și în creștinism și în celelalte religii, sacrificiul de sine este unul dintre cele mai mari sau primești cea mai mare recompensă în fața Domnului, pentru că ai reușit să ajuți pe cineva dincolo de interesul tău. Era și un roman de război foarte frumos, eroii nu mor niciodată. Luăm publicitate și revenim. Am revenit, mi-am lăsat niște timp pentru că vreau să vă prezint niște cărți foarte interesante, Pro Editură și Tipografie, Fii sincer cu tine însuți pentru a trezi ce este mai bun în tine și în cei din jurul tău. Liderul receptiv, citește-o, ar putea să salveze firma, cariera și chiar viața. Știința și câmpul acașic, o teorie integrală a tuturor lucrurilor. Iată un citat din, nu știu dacă îl cunoașteți foarte bine, Teodor Vasile, doctor în științe complementare și alternative. Este o carte de valoare și cred că va fi apreciată de publicul român în căutarea adevărului ce se află dincolo de aparențe. Este o carte pe care o recomand atât publicului doritor și de o altfel de cunoaștere, cât și scepticilor. Acestora din urmă, autorul a pregătit o seamă de surprize și argumente științifice temeinic studiate și cu o bază solidă privind atât cercetarea cât și evaluarea concluziilor obținute. Știința și câmpul acaș. Iarăși o carte foarte, foarte, foarte interesantă. Și vă spun în cunoștință de cauză de data aceasta, că am și citit-o, soldații de teracotă ne-au avertizat despre ce s-ar putea întâmpla din nou în anul 2012 după Hristos. O carte a lui Maurice Cotterell, foarte interesant, și Întâlniri cu oameni remarcabili, de unul dintre cei mai inspirați mai și spirituali ale timpurile noastre, Osho. Mă rog, aici eu recomand cartea cu mare, mare entuziasm și cu mare plăcere, nu întotdeauna și pe Osho. Așa. Asta e dreptul meu de a... În schimb, vorbind de România, păi dar în România sunt atât de multe cărți în zona asta, cum sunt convins că nu există nicăieri în lume. Nu, sigur, păstăm proporția față de numărul de locuitori, nu mă refer la... Dar sunt, și sunt cărți noi. În Occident sunt tipurile astea de cărți, dar sunt ediții vechi și le găsești prin anticariate. În librăriile noi, mai puțin. Mai puțin, așa este. Am intrat și în Statele Unite și în India chiar, deci sunt mult mai puține apariții editoriale de valoare. Și mai mă laud cu ceva, mă laud, Doamne ferește, acum sper că ne cunoaștem, adică oamenii și-au dat seama că nu mai am de ce să mă laud, că am depășit rătăcirea asta, sper, din tot sufletul. Și dacă mă apucă din nou, poate sunteți cu ochii pe mine, mă mai țineți, mă mai domoliți. Dar tipul acesta de emisiune ezoterică, cu mici excepții undeva în Italia, nicio televiziune publică, televiziune comercială, nu publică, nu a acordat un spațiu atât de mare de 2 ore, fapt pentru care eu mulțumesc încă o dată postului B1 și nu e un pupincurism, cum ar spune prietenul meu de la Antena 3, o fac pentru că această televiziune a înțeles că această emisiune are un rost și a acordat un spațiu. Pe când alte televiziuni încearcă cumva să mimeze din nou chestiunea asta, că au văzut că face audiență și au zis, bă, sceleratul sau cum mi-or fi zis, face audiență cu astea. Și au încercat și ei să facă, dar o fac tot în zona
de ghicit în bobii, nu știu cum să spun. Dar nu e doar asta. Eu aș vrea ca toată televiziune, toată mass media să aloce un spațiu cât de mic sau cât de mare și acestor lucruri pentru suflet și pentru minte, pentru că spuneați dumneavoastră mai devreme, o să ne izbim de niște realități cu care dacă nu suntem obișnuiți, o să o luăm razna. Chiar mă și întrebam cum ar fi la un moment dat, sunt așa doi oameni de vorbă într-o încăpere și dintr-o dată, într-o fracțiune de secundă, să-și dea seama că nu sunt singuri în încăperea în care credeau că sunt singuri și iau-te acolo un spirit, de iau-te și acolo o entitate, dar ia uite ce lume se deschide în jurul nostru, unde credeam că e aer sau eter, vedem că e o altă lume. Sunt adevăruri, așa cum spunea un prieten astăzi, sunt adevăruri care pot înnebuni. Deci poți înnebuni un om cu anumite adevăruri. Depinde de acel adevăr și cât de șocant este. De multe ori poate este bine să te obișnuiești cu un anumit adevăr în timp, aflându-l parțial, câte puțin, câte puțin. Nu știu ce va însemna pentru starea psihică umană, schimbarea în general. În primul rând mă leg de schimbarea atmosferică, după care mă leg de fazele solare, apropo de soldații de ceramică, despre toate fazele soarelui, petele de pe soare. După care, despre tot stresul acesta indus, generat. Iar dincolo de asta, impactul unei civilizații sau chiar un cataclism, Doamne ferește, ar însemna, este expresia aceea cu cireașa de pe tort, ar putea aduce către o stare de șoc a populației. Știți că are și un sinonim mai puțin plăcut, bomboana de pe colivă. Asta și ca să facem doar o glumă. Oricum, psihicul uman este destul de sensibil, iar el reacționează la fel de puternic și la fel de nefast, atât în ceea ce privește stresul pozitiv, eustresul, sau stresul negativ, distresul. Și unul și altul pot duce la o stare patologică. De aceea cred că, în primul rând, credința, iubirea, speranța sunt căi, pentru că sunt chiar căi, de abordare a viitorului nostru și de a vedea cât mai mult cu putință binele, frumosul în ceea ce ni se întâmplă. Mă rog, povesteam unui amic că voi pleca în Mongolia în curând, căutarea șamanismului primordial. Și băiatul mă întreabă, dar ce ți-e ție din chestia asta? Adică care e combinația? Care e beneficiu? Și beneficiu, în primul rând, este cunoașterea. Lasă-mă asta cu cunoașterea. Zic cu care e treaba? Adică de ce atâta drum pentru și tot îmi făcea așa? Pentru ce? Și am încercat să explic că, dom'le, eu aș vrea să nu fiu luat pe nepregătite. Aș vrea când se va întâmpla ceea ce o să se întâmple oricum, pentru că e scris în toate cărțile sfinte și mesajul ăsta îl poartă fiecare generație. Ce va să vie, va veni. Că vrem noi, că ne place nouă, că nu ne place, el va veni că e așa e sortit să fie. Ceea ce va fi să vie, va veni și se va împlini. Și nu vreau să fiu nepregătit. Nu vreau să mă trezesc dintr-o dată într-o lume pe care să nu o cunosc. Mă pregătesc pentru ziua de mâine. Nu știu dacă am înțeles foarte bine lucrul ăsta, dar încă rămâne gestul ăsta. Bine, mă, tate, asta că vorbim și în zonele inițiatice și în zonele oculte și în zonele care sunt pline de lumină, chiar și în anumite structuri bisericești, încă sunt oameni care nu se pot debarasa de gestul ăsta. Bă, de loc să faci așa, mai bine fă așa. Că tot trei degete folosești. Mai lasă-le pe astea. Ia să-i dă manea. Hap, 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 trece. Mai du-te mai spre profunzime. Știu eu dacă ne facem înțeles sau nu? Asta o să vedeți apropo și de plecare după ce vă veți întoarce. Și de ceea ce ați câștigat. Poate prietenul o să vă vadă cu alți ochi. Poate între timp va schimba acel simbol cu un altul. Așa să ne ajute. Bună Dumnezeu, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând pentru că știu că sunteți un om foarte ocupat. Știu că aveți zilnic zeci, sute de pacienți. Nu am sute zilnic, dar... Da, aveți, că e greu de
e greu de ajuns la dumneavoastră, că n-aveți timp. Faptul că v-ați rupt din timpul dedicat pacienților pentru a mai veni și a ne mai spune câte ceva, știu ce înseamnă pentru dumneavoastră lucrul ăsta și de aceea vă mulțumesc foarte mult. Vă felicit pentru tot ceea ce reușiți să faceți. Se vede treaba că cine apreciază și cine vă recunoaște eforturile vă și mângâie într-un fel. Îmi doresc foarte mult ca exemplul dumneavoastră și nu numai al dumneavoastră și al atâtor altor români care sunt plini de lumină și de credință și de bunăvoință să devină mai vizibil în zona formatorilor de opinie, ca să ne exprimăm așa, ca asta suntem, vrem, nu vrem, formăm niște opinii și de noi depinde dacă opinia pe care o formăm e bună sau rea. Este foarte periculos, mai ales pentru interlocutorul nostru, atunci când nu se pricepe la ceva sau atunci când poate, într-un mod voit, să deformeze o imagine. Pentru că nimeni nu vine să te corecteze aici, în acest moment, decât telespectatorul. El te vede, te privește și, într-un fel sau altul, își formează o idee despre ceea ce vorbești. Dacă eu greșesc în domeniul în care sunt specialist, voi plăti cu urși îndesat. Dar atunci când vorbești despre politică, despre altceva în general, ca să nu repetăm, în general afectezi o imagine sau o părere deformând-o și creând o anumită suferință. Fiecare cuvânt pe care îl rostim, într-un fel sau altul, are o vibrație dincolo de vibrația energetică. Știți povestea acelei zicale? Pot fi stăpânul gândurilor mele sau pot deveni sclavul vorbelor mele. De noi ține ce alegem și de ce generăm în jurul nostru. Eu vă mulțumesc că mi-ați oferit această ocazie încă o dată de a fi alături de dumneavoastră aici în emisiune. Ne revedem, sper, și după ce vă întoarceți în alte contexte. Și după ce ne întoarcem, poate, da, după, dacă plec acum spre sfârșitul februarie, dacă ne ies toate socotelile, atunci după. Vă mulțumesc din suflet, pace, lumină și iubire, nu mai avem timp, am primit somație de la producătoare, vă rog să băgați genericul final imediat. Bună seara!